Ești ciudat și tu câteodată, știi asta? Ciudat? De ce? Dacă vrei... Nu, că faci boscone! Fac boscone! Mi se pare că te-ai prea îmbalat așa cu buchetul ăla de flori. Nu, tu, Ligi, n-ai înțeles. Eu am văzut că tu ieri n-ai înțeles. Nu, făceam glume, că te-ai zis de faza cu candelabru. N-ai fost pe faze, că ai zis că, Ligi, pe unde ești? Și am scris că ești pe la candelabru. Ramona, ce faci? Am făcut un vlog și a făcut o extragere. Eu, Ela, Ramona și Bianca. Și la fiecare a zis câte ceva. Și la fine a zis faza cu candelabru. Că Ligi, eu cu candelabru. Eu sunt cu leduri, dar cu candelabru. Și ieri când mă întrebai că tu unde ești, Ligi? Pe aici, pe la candelabru, pe undeva. Nu, și că n-am văzut tot. Da, nu e așa, Ligi. M-am îmbalat, mult spus am îmbalat. Mă enervează când... Ca și cum vrea cineva să-ți fie prieten, știi? Și vine la tine, bă, vreau să fiu prietenul tău. Și tu îi zici bine. Te referi la respectivul? Nu, la Bianca. Bă, vreau să o împac. Tu îi zici bine, să vină Gabi. Tu vreau să ne împăcăm. Băi, Livian, dar tu crezi că el îți ție vrăjele tale? Cine a dat? Cine a dat? Eu. În ce am dat? Păi să te pirui. Ce-ai, cum e Bianca? Nu, eu am dat cu spatele, am să dau un... Vrea cineva să se împace cu tine și nu-i vrăjeală. Da? Poate mai zboară ceva. Da, nu știu de ce. E anticoncepțional! Aia, tu? Cu ce față s-a uitat la ea? Cum ar fi să o vezi așa pe Bianca? Ferească spune. Ce înseamnă? Una, două, trei, patru? Ce? Câte femei? Lasă că tu ai fi capabilă numai pentru pensie alimentară, du-te. Lasă-ne, pensie alimentară, vrei să te aranjezi o viață pe spatele meu? Uiți cine e... Lasă, matcă. Uiți pe cine ai inseminat. Ferească sfânt. Ce că face doar pentru pensie alimentară? Fac și eu ca Berna, mă arunc de pe scări. Dacă pun din burtă, fac ceva. Bine, eu mă retrag. Te las aici dacă vrei, mă duc, am treabă. Vrei să retrag femeile când văd adevărul. Diana, te rog! Nu, mai îmi pare rău, nu. A venit la mine, chiar îmi pare rău, Bianca. Du-te de aici. Îl sperii cu burta. Fără dat cu unii în burtă, mă. Fă așa, să-i simți bătăile. Vorbești ceva serios cu Ligi. Mi-am auzit numele. Păi despre tine. Dă-i. Nu, poți să stai, Bianca, nu ne deranjezi. Nu, poți să pleci, Bianca, nu trebuie. Hai. Nu, că ești eu glumile lui. Hai. Ce? Dă-i. Nu, mă, trebuie să faci așa. Mânghi și tu frumos. Haide. Cu drază la tacul, Olivian. Hai. Vezi, e cu ăstea, că știi că sensibil. Îmi pune copil de alea, bă, mie mă moie. Pune copil. Mă moie chestiile astea. Ai fan? Nu e ai fan, Bianca. Dar cine e, Melania? Întreabă aia cu care vorbești și cu care îți trimit cadouri. Că... Lasă că ne iubești. Mă, Livian, știi cum poți să... Ne iubești tata. Ce? Că e o femeie ne iubești tata, puiul nostru. Că e o femeie frumoasă și normal că și alții să vrea să ia, dacă asta e o piatră scumpă. Mulțumesc, Livian, dacă asta te las să-i mai baci chestii în cap. Oricine vrea să o țină în mână, nu, acum chiar vorbesc foarte serios. Ligi, dacă tu ești iubită. Că normal că sunt disperați care vor, nu? Nu. Dar nu e așa problema. Da, foarte bine. Apreciez dacă îți trimite lumea cadouri. Tu ești cum e, îți trimite lumea cadouri, pachet, în fine. Da, te bucur. Dar dacă îți trimite cineva care pretinde că vrea să fie cu tine și face public chestia asta... Da, cred că eu zis de tine, nu? Așa? Nu. Adică eu îs acasă, tu ai pe cineva aici și eu zic, fac vlog. Bă, cred că o combin pe Ligi. Ne potrivim. Îți trimit cadou, vezi că e de la mine și tu zici, vai, nu știu ce. Păi ăla de lângă tine ce să facă? Turbează, pe păi tu cu ăla care zice că vrea să te iei, tu stai și mulțumești și faci, înțelegi? Dar nu zici mulțumesc, Livian, că iau citit bine. Mimica. Dar e un buchet frumos. Bine, probabil gestul în sine de la oameni s-a gândit, adică de acasă și... I-am specificat că pentru gest, dar n-ai cum să nu te bucuri, nu, crede-mă, nu era meu și mi-a plăcut bucetul. Tu, înțeleg, voi nu sunteți certați cu Bianca, dar nici măcar neutre nu sunteți. Ba, eu chiar sunt neutră, dar... Pe te rog! Nu, vorbesc de perspectiva. Auzi că... Nu, chiar nu vreau. Du-te și ajut. Două secunde. Doamne, îți mulțumesc! Doamne, ce-ai făcut? Doamne, mi-ai omorât copilul! E bine! Dar ce mă legat de Bianca?
Cum să zici, mă, așa ceva, nebunule? Tu taci. De ce să tac? Eu încerc să înțeleg pe el. Stai că-mi zgâri Adidas și noi. Încerc să-l înțeleg. 20-20. Nu ți-a văzut așa grav toată situația? Cum e el, paranoia un pic? Și chiar e frustrat, nu? Ne zic eu. Părerea mea. Bă, nebunule! Bă, nebunule! O leșina copacii. Dar tu de ce stai cu Ligi? Fac ce vreau. Tu stai în brațe la Renat. Păi și eu fac ce vreau. Tu stai în brațe la Renat. Fac stai ce că vreau. Mă duc de tine imediat. Nu ia spate. Săracul stau în spatele lui, l-am lovit. Da, și vezi oarecum la gestul cu omleta, au avut un pic de dreptate. 10%. De ce n-ai aruncat-o? Pentru că eu nu am pretins că vreau să mă împac cu ea. Da, dar nici acum nu pretinzi că vrei să te împaci cu ea, dar ai pretinzi că ea să reacționeze, nu știu. Pentru că ea pretinde că vrea să fie cu mine. Și ia-o prin cadou. Dacă eu ziceam, Bianca, eu eram după Bianca, Bianca vreau să fiu cu tine, ea zice, bă, nu, vreau să mai gândesc. Și tu îmi făceai omletă. Îți ziceam mulțumesc, dar la modul ăla sec. Și chiar dacă era ceva extraordinar, nu putem, dacă eu vreau să fiu cu Bianca. Mersi, Ligi, nu trebuia bani, atâta, și. Da, dar știi de ce, poate greșesc, știi de ce mi se pare că tu un picuț o iei prea dur? Că se vede, adică eu, care n-am niciun sentiment pentru ea, se vede că ține la tine, știi? Abia mă pot concentra dacă mă uit în ochii. Nu, vorbesc serios. Mulțumesc de compliment, indirect. De asta n-am. Încerc să mă pun oarecum în piele ei, știi? Că ieri, de exemplu, când am zis, eu am auzit, deci spun cu mâna pe inimă, am auzit că la hotel ar fi fost, ar mai fi primit un buchet de flori. Da, și mie mi-a zis în cameră. Dar nu e adevărat, uite, nu e adevărat. Ba da. Nu e adevărat, la hotel nu a primit. Și am întrebat-o și ea de strofocată ce era să-ți explice ție, zbiera la mine de zi și că urma să-i dau în cap, primit știi? Aici la hotelul era super, super disperată să-ți explice ție situația, de știi? Dar la hotelul ăsta o primit. La? Nu, că aici au venit, o zic că ăsta a fost singurul buchet care l-a primit. E, nu, ăla de care o zis și Diana. Ăla atunci nu mai primit, că am vorbit și nu, eu i-am spus lui Diana, că am aflat bârfa. Ea mi-a zis, dar săptămâna asta nu mai știu. Da, dar nu l-a primit. Eu 3 zile am fost pe nu sistem, lasă. A zis în emisiune. Ești de unde ești? Nu pot să zic, nu pot să dau numele. Păi l-a primit? Era o bârfă, era o bârfă. E, dar l-a primit. Nu l-a primit, că a zis ieri. Că am zis că tu, eu nu te-am acuzat, eu te-am întrebat. Te întrebam și am zis de ce a reacționat așa. Ce-i? Pensie alimentară. Nu, că ai flori și la hotel. Ce flori la hotel, mă? Ce visezi? Așa e că nu ai primit la hotel. N-am primit niciodată. Era o bârfă. Nici pachet n-am primit. Am zis că o întreb pe ea, că nu, așa mi se pare normal. Decât să duc zvonul. Pe picioarele. Liviana, să știi că ea primește flori. Mi se părea urât. Am zis că mai mereu cizelată și cu capul pe umeri. Bravo. Nu vin și o întreb pe ea în față, știi? Bravo. No, decât să duc o bârfă mai departe. Serios, e tot timpul, da. Când ea face... Nu mi se pare ok să fac. Mai are câteva scăpări, mai are câteva scăpări. Da, și tu ai scăpări. Da, bineînțeles. Omenește, omenește. Ea puțin e noi mai mult. Da, stai pe picioare. Niciodată în viață. Nu, că stă bine. E bărbat. Hai să iau fire, ca pic, să mâini, să-i fac mătănii, să-i întoarcă Bosconi. La tine, stai să-i întoarcă la tine. Lei cu mașina, dar nu am făcut-o odată, mi l-a luat aici. Mâine ești direct cu nu să fii. Nu să leagă de mie, bă! Nu! Păi vreau că el chiar să sperie. Niciodată, că dacă te sperii să leagă. Ascultă-mă că le pun în pahar. Eu sunt credincioși și nu se lipesc de mine. Nu, stai tu, nu, fă de asta. Bianca, zi! Zi să mă las în pace. Nu mai intrage, oricum e extensie, îmi pare rău. Livian, vezi că nu fie extensie. Fac ce vreau! Ia uite, fiare! Îți lider suprem! Uită-te! Să văd? Nu, nu le-ai pus. Uită-te! Bă, vezi să nu fie extensie, că faci la alta. Vezi că cine știe de unde sunt extensiile? Ce este Livian, că ți-a venit pe cap? Păi vezi tu? Puuu! Da, ce-i drept că tu trebuie să... Să-l cap să-mi bine, mă duc să-l bag în geantă. Nu-i adevărat. Paranoi, ba, ești. Nu-i adevărat. Ți se dă o bobiță și tu ai făcut dita mai pumnul de grăunțe, știi? Ligi, detaliile mici fac diferență. Evident, și eu merg pe premiza asta. Păi asta-i. Mie degeaba îmi ții o poveste de 2 ore, dacă tu te-ai muiat la un compliment de-al altul. Liviane! Gata. Da. Ai pedeapsă.
Dar lasă-l tu, fată, să vorbească, îi dai după. Cu Ramona, te-am mai deja nu câte zile lasă-l să vorbească și omul, ți-e pare că doarme. Nu, ca și că eu nu zic că s-a muiat, că a fost o reacție super așa, superficială. Atunci cu Andy, atunci cu Andy. Bine, dacă vrea să aibă ceva cu Andy, nu putea să aibă până să te cunoască pe tine. Nu contează. Da, da, după aia o fac. Vezi, tu nu din unghiul tău îl vezi, dar nu e corect așa. Nu e corect, mai din unghiul lui vrea să vadă. Dar el știe adevărul. Vezi că tu mai ai așteptări. Și poate nu-ți dai seama, știi? Dar dacă nu le avea, n-ai avea de ce să te superi, știi? Și cum te fă? Ca un drăgușor de ăla care stă cu furca și tot mă face pe umăr, știi? Și în stânga e îngerașul. Numai că îngerașul mă trimite tot la drăgușor. Livian, lasă pe Bianca. Da. Stai cu Bianca. Lasă pe Bianca, Livian. Tu ești un băiat bun. Livian, ai, nu faci la copilul. Nu, mie știi ce mi-a plăcut la tine, Livian? Că ai avut puterea asta, nu știu dacă e neapărat cel mai potrivit cuvânt, ai avut puterea asta să o schimbi pe ea. Da. Și ăsta e un dar, ca să poți schimba oamenii, să știi. Dar puterea că eu m-a schimbat, nu? Ba da, dar te-ai schimbat din dragoste pentru el, dar inițiativa porni de la el. Nu, din dragoste pentru el, nu. Greșit. Pentru că el în prima fază, cu siguranță, a acceptat pentru el. Nu. Siguranță, în prima fază, a acceptat pentru el și după aceea... Nu, pentru eu am că ți-ai dat seama că te-ar prinde mult mai bine varianta. Nu, 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 pentru că e, pentru că el, eu l-am luat ca și exemplu pe Livian. Ce am văzut la el, am făcut și eu. Și ce m-a învățat el în momentele critice, le-am învățat, dar nu pe parcurs. Nu refer la momentele critice, zic așa, felul tot de a te aborda e foarte diferit față de cum te-am cunoscut. Dar el nu m-a învățat așa, cum să zic eu, Bianca, fă aia, ei, dar aia. Nu mă refer la aia, nu, 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 nu mă refer, doar nu ești... Iar orgolioasă și încăpățânată, ca și cum eu trebuie să-ți dau mutamă în gură. Propozițiile astea ales prin emisiune, nu, doar din exemple, din... Bun pentru tine. Situații... S-a înțeles. În sensul bun pentru tine, nu în sensul că m-ai obligat sau că nu știu ce. S-a înțeles. Adică el nu făcea aia, dacă nu mi-a făcea asta, nu mai vorbim. Dar nu, 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 eu nici nu mă refeream la așa ceva, nu. El mă făcea oarecum să mă simt prost, ca după aia să învăț, știi? E cea mai bună tehnică de... Da, dar eu m-am luat-o ca și cum, ca un profesor, ca un fel de... N-am profesorul Livianu. Cred că mor singur.